Pentru ședința următoare, eu am avut anumite discuții, semnale, inclusiv pe mail, dar și m-am adunat personal cu un grup de părinți de la grădinița 199. Eu înțeleg că în ziua de astăzi deja nu numai universitățile se transmit prin moștenire, dar și sunt și grădinițe care se transmit prin moștenire. Și asta este unul din exemplele unde grădinița se transmite pe grade de rudenie. Eu vreau să faceți un control, deși eu nu sunt persoana care să merg pe controle, dar eu cred că ăsta este unul din exemplele cele mai vorbitoare despre ceea ce se întâmplă în sistemul de educație. Unde se percep taxe lunare exagerate, unde ani de zile nu s-au făcut reparații, unde nu se plătește nimic din banii colectați la părinți, care sunt 1400 de lei pe lună, și se strâng, se încasează câteva milioane de lei pe an. Noi dacă vorbim de cât investește bugetul public municipal pentru reparația unei grădinițe, noi nu ne ridicăm la suma pe care o încasează din venituri, din colectările de la părinți. Aștept un raport, cadrul ședinței amplu despre activitatea acestei grădinițe. Și doi, vreau să-mi prezentați o informație în ce bază activează astăzi grădinițe municipale private, cu grupe private. Care este baza lor de reglementare? Mulțumesc!